Stimați invitați, dragi elevi, ne aflăm astăzi în incinta Bibliotecii Liceului cu program sportiv Roman. Gazda noastră de astăzi și din totdeauna, de la toate activitățile pe care noi le desfășurăm la liceul nostru, reprezentată de doamna bibliotecar Arcana Lucica și prin intermediul meu, profesor de istorie Diaconul Carmen, al invitaților noștri de astăzi, domnii profesori Maricica și Nelu Ioniță, profesori pensionari și rapsozi populari, cunoscuți în țară și peste hotare prin minunatul repertoriu de muzică populară și tradiții românești, domnul profesor de muzică Murarinu Vlăduț, un inimos, un tânăr profesor care ne ajută la toate acțiunile noastre din școală, doamna profesor Costăchescu Măricoara, nelipsită la toate acțiunile noastre culturale și istorice, împreună cu un grup de tineri, elevi ai claselor a 9-a B și a 11-a B de la liceul cu program sportiv Roman, vom crea astăzi o punte de legătură între trecut și prezent, între colindele, obiceiurile, tradițiile și datinile noastre strămoșești, păstrate cu sfințenie de invitații noștri de astăzi și tânăra generație aici de față, care a preluat și va transmite mai departe, sperăm noi, generațiilor viitoare, aceste comori ale sufletului românesc ce definesc identitatea noastră națională. Mulțumim pe această cale direcției liceului cu program sportiv Roman și, nu în ultimul rând, dumneavoastră televiziunii locale Roman TV, prin intermediul cărora am facilitat această minunată întâlnire de astăzi, sperăm noi, memorabilă peste ani. În continuare, vă invităm astăzi la șezătoarea noastră populară, intitulată generic, Colinde, datini și obiceiuri la români. Dar nu înainte de a începe șezătoarea noastră, am dorit din partea mea și a unui grup de elevi ai liceului nostru să vă adresăm câteva gânduri și cuvinte din inima noastră, din sufletele noastre de români, cuvinte care se referă la semnificația momentului de astăzi. Într-o perioadă în care societatea românească se află într-o gravă criză morală, socială, de identitate națională, într-o perioadă de răsturnare a valorilor, avem nevoie mai mult ca oricând de adevărate repere morale, care să ne lumineze calea și conștiințele adormite. Spiritele adânci ale cetății nu mor niciodată. Valorile noastre culturale, tradițiile și obiceiurile străvechi trebuie să le facem cunoscute noilor generații, să reaprindem candela sufletelor noastre, să ne păstrăm identitatea națională și să promovăm imaginea țării noastre și a poporului nostru în lume. Am crescut cu aceste valori și modele în familia mea. Ele vor rămâne mereu România în care cred. Marile conștiințe cetățenești au păstrat intacte limba și credința, tradițiile strămoșești. Ele trebuie apreciate, prețuite și păstrate în memoria noastră colectivă și trebuie date mai departe ca zestre culturală copiilor noștri. Tot ce e românesc nu piere. Și dacă nu eram român, fugeam în România. Consider că este o datorie morală a mea, a invitațiilor noștri de astăzi și a generației tinere, să aducem prinosul nostru de recunoștință pentru sămânța sădită adânc în sufletele noastre, care a născut iubirea, dăruirea, credința și speranța într-un viitor mai bun. La mulți ani, dragi români, de oriunde v-ați afla lumea aceasta largă și să nu uitați nici când că nicăieri nu este mai bine ca acasă.
Colindele aduc ecourile unei lumi vechi și sonurile pure ale poeziei autentice, pe care le regăsim în versurile unei poezii postume de Mihai Eminescu. Colinde, colinde, e vremea colindelor, căci gheața se întinde asemenea oglinzilor, mișcând rămurelele, căci noaptea de azi când scânte stelele. În fiecare an, când cerul se îngemânează cu pământul, stelele au o strălucire aparte, iradind parcă pământul, vestind în acest cadru festiv nașterea Domnului nostru, Iisus Hristos. Muritorii își aduc și ei ofranda lor de bucurie, simțindu-se parcă mai curați și mai bogați sufletește. Noi, românii, cuprinși în călătoria începutului fără de sfârșit, colindăm cu buze mărturisite în roa datilor. Oh, ce veste minunată, în Vifleem ni se arată! E vremea colindelor, vremea bucuriei, când minunea nașterii Domnului cuprinde sufletele și le înnobilează. Magia sărbătorilor cu alai de clopoței să vă aducă sănătate, fericire, liniște și bunăstare. În continuare, un grup de tinere de la liceul nostru vă vor interpreta câteva cântece tradiționale și colinde de suflet. Slăvitul împărat,
Merită niște aplauze. Așa de zgheță mă fie d-aprozia. Yeah.
Sărbătorile de iarnă cu gutuile podopea. Mi-a pus mama o gutuie la fereastra dinspre drum. Și acum când luminează n-am puterea s-o consum. Cărarea dintre noi, generația noastră, celor câți ani avem, 60-70, cu acești tineri care au de învățat multe de la noi, există acea cărare care s-au umplut cu buruieni, datorită faptului că nu este legătura între generații, generația tânără și generația în vârstă. Șezătorii la țară se organizau pe vremuri, când eram noi tineri, eu vă spun un secret, dragi elevi, colegii noastre, doamna profesoară, domnilor profesori, noi la șezătoare ne-am găsit, la șezătoare ne-am luat acum 50 și ceva de ani, acolo am găsit, la șezătoare, că acolo s-a adunat numai lume bună, nu droguri, nu internetul, nu alte povești, decât lume serioase care mergea cu un scop acolo, să învețe un pic de meserie. Acolo era ceva care învățai, era un fel de școală, acolo învățai să țiesi, acolo învățai să lucrezi, învățai să faci pletituri, la fel de fel, acolo învățai să faci coveți, să faci diverse lucruri care acasă nu aveai cum să le faci, pentru că acea sezătoare se făcea la o casă înstărită, la un gospodar al satului, care avea aceste unelte. Noi am adus aici câteva crâmpei din șezătoarea noastră, datorită faptul că mașina este foarte mică, ați văzut-o copii, este în cap pe cât doi oameni și atât. Avem șezătoare mare la unde a fost Romanul TV, îi felicit. O televiziune serioasă, o televiziune care se implică și vine la cerințele noastre și le mulțumim din suflet pentru acest lucru. Au fost cu noi undeva la Radu Biligan, județul Bacău. Am făcut o mare șezătoare pe 1 decembrie 1918, când Radu Biligan împlinea 100 de ani, dacă l-a mai lăsat Dumnezeu, 6 zile. El e născut odată cu România. Unirea Principatelor Români în 1918, în 1 decembrie, era născut marele actor. Ați auzit de marele actor Radu Biligan? Este de la noi din comună, câțiva kilometri de aici, la Roman, înspre Bacău. Are o casă de cultură deosebită vis-a-vis de primăria Filipești. Acolo are muzeu, vă invit să vizitați acel muzeu cu toate hainele, cu toate ce a avut Radu Bilican la viața lui, le-a adus la noi acolo. Suntem mândri că au fost contemporani cu el. Suntem, ce să vă mai spun, emoționați faptul că noi îl avem acolo, dintotdeauna a fost, el reprezenta comuna noastră și avea multe realizări datorită nouă. Doamne, eu nu știu ce anume să-ți cer. Tu singur știi care sunt adevăratele mele trebuințe. Tu mă iubești mai mult decât mă pot iubi eu însumi. Ajută-mă să văd adevăratele mele nevoi, care îmi sunt ascunse. Eu nu putez să-ți cer nici cruce și nici alinare. Nu pot decât să te aștept. Inima mea este deschisă spre tine. Vino la mine și ajută-mă cu îndurarea ta. Atinge-mă și tămăduiește-mă, doboară-mă la pământ și ridică-mă. Preamăresc în taină Sfânta Vrerii, Sfânta Vrerea ta și căile tale de nepătrunzi. Mă jertfesc cu totul ție,
Îmi pun toată nădejdea în tine, nu am altă dorință decât să-ți împlinesc voia, învață-mă să mă rog, roagă-te tu însuți în mine, amin. Iar o poezie care am întocmit-o noi la nivelul de sat, de atunci am citit-o la doamna Maria Biciușcă și ne pare rău că astăzi nu este printre noi, vă reamintesc că doamna Maria mi-a fost cândva elevă, ani mulți în urmă la Corusier Piatra Neamț, am fost profesor, și vreau să dau citire în poezii, v-am pus așa cum ne-a priceput noi. Satul Eumagial în 2019. A fost o vreme când în sate era o zicală din bătrâni. Ogoarele la timp lucrate, că erau a noastre, iar câinii toți aveau stăpâni. Știa tot omul de rușine ce e frumos și ce e păcat. Învățăturile creștine se respectau cu adevărat. Puține straie, dar curate, aveau românii de îmbrăcat. Modeste, simple, dar purtate, cu mărăție de un bărbat. Și fetele erau frumoase, pe fețe arătau bujori și se sfiau când rușinoase primeau de la un june flori. Flăcăii se întreceau în glasuri, să zică în hore strigături, stăteau bătrânile trei ceasuri, privind cu mâinile la gură. Păi ca să le ciocolă așa. Era și timp, era răbdare, iar ceasul chiar părea mai lung. Azi omul când de toate are, niciunele nu-i mai ajung. Acestea au fost introducerea mea, deci aplauze, și acum urmează să cântăm. Satule frumos mea, la tine gândesc urat. Satule frumos mea, la tine gândesc urat. Iul iubit, unde am copilărit, unde am copilărit. Milonet la iul iubit, unde am copilărit, unde am am plecat din satul meu. Doamne, cât mi-este greu, am plecat din satul meu. Am ajuns în țări străine, unde nu cunosc pe nimeni, unde nu cunosc pe nimeni. Unde nu cunosc pe nimeni. M-am gândit, m-am întrebat, oare ce mă opresc de mal? M-am gândit, oare cine mă oprește mal? Așa rău m-am depărtat, de țară și de meu sat, de țară și de meu sat. Așa rău m-am depărtat, de țară și de meu sat, de țară și de meu sat. Copiii și-a mea nevastă. Pe
mama și pe tata, mi-e dor de toată lumea, mi-e dor de toată lumea. Să văd casa părintească, copiișa mea nevastă, copiișa mea nevastă. Pe mama și pe tata, mi-e dor de toată lumea, de toată lumea. Hei! Bravo! Toată oștea creștinească, lerului, Doamne, lerului, Doamne, asta.
trăi bine, că nu e nimic cu tine. La 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 la. Activitatea noastră se dorește a fi o punte de legătură între generații, între trecut autentic și prezent modern. În continuare, am să o invit pe doamna profesor Maricica Ioniță să ne prezinte costumul popular tradițional și am să rog să fiți atenți pentru că este un costum autentic și vreau ca peste ani, peste timp, copiilor voștri și nepoților voștri să le puteți transmite din generație în generație frumosul port popular care ne definește pe noi și face ca România să fie unică în lume. Aici avem un costum autentic popular. Costumul popular format din fotă, pot să vă arăt și pe a mea ca să știți mai... fotă sau catrință, depinde de zona care, în care locuim, bârneața, fusta care este, dai băgate de subt, poalele, așa se numesc, poalele și după aia, ia care este, are cred că am găsit o nada de zestri de la bunica, câteva, mai mult de 100 de ani cred că are asta, și bondița care este al soacrii. Avem o poză undeva pe aici care am moștenit-o de la dânsii. Da. Părinții lui soțul meu, soacrii mei, care bondița și cămașa de la dânsa. Deci purtau ei, nu se culcau seara fără costum. Așa era portul popular la țară. Munceau iar seara, se schimbau cu costume. Cu iile care erau țesute tot de dânsele, tot bunica, străbunica, eu știu, și apoi lucrate cu mâna, cu croșetul făcut la terminația fiecărui produs. N-am spus ceva de casâncă, casâncă, fetele. Să știți că casâncă este un batic care este bine ornat, cu fel de fel de franjuri, este motiv național. Așa, după aia bârneața care este cingătoarea care se încingea ca să nu cadă catrița când mergea la treabă. E cam atât. Costumul depinde de zonă. Cât de vechi este acest costum și din ce zona este? Da, din zona Bacăului, de acolo suntem, Filipeș Bacău. Și de la bunica mea l-am găsit în lada de zestre ca mai mult. Tot ce vedeți aici sunt al bunicii și a părinților mei, tot ce vedeți aici. Oricum este de peste un secol. Mai mult, foarte da. Vechi, da? Da, da. Dar ăsta este prosoape țesut întâi și după aia prelucrate de bunica, de mama. După aia e șarfele care sunt lucrate, nu știu fetele dacă mai lucrează acum, că este totul pe calculator. Asta este lucrat cu mâna, o ie care este lucrată tot din lada de zestre. Și avem mai multe costume autentice care sunt din diferite zone. Am și din zona Bucovina, care acolo se poartă numai bundiții. De astea bundiții mai autentice. La noi, în Moldova, se poartă... și ie, se poartă și veste din ăsta, lucrate cu mâna, cu paiete, cu... Cum ați reușit să le păstrați de-a lungul timpului, încât să arate așa? Da. Foarte bine păstrate. Când trăia soacră mea și socrul meu, deja mi-a dat-o să mă îmbrac, să le păstrez. Și acolo mi-a lăsat o ladă într-o șifoneră, în care acolo am găsit toate.
Multe am prosoape cu sutii de dânsa, am aici, mama mea, bunica, străbunica, am avut o bunică care lucra numai la țesut. Vesta de pe dumneavoastră este de asemenea o piesă foarte frumoasă. Asta e al socrului. A, și este... Da, asta e. Da. Ok. Când trăia... Este păstrată de atunci, da? Da, da. Da. După moartea socrului, mi-am mai avut încă una. Care s-au mai pierdut. De ce este important să păstrați aceste obiecte vestimentare foarte vechi, autentice, care fac parte până la urmă din portul nostru? Pentru ducerea tradiției și cărarea între generații. Noi, generația care am ajuns până anii ăștia, luăm de urmă de la bunici, străbunici, păstrăm cu sfințenie aceste lucruri, pentru că sunt muncite, sunt așa cu sudoare. Am acolo, de exemplu, covorul ăsta care este, eram 48 de iți, care trebuia să stea 4 persoane la lucrat. Eu ridicam, bunica dădea, mama făcea și acolo ne-am întâlnit și eu cu soțul meu, din ne-am căsătorit. Eram mici, el era așa. Au trecut 54 de ani. 54 de ani de căsnicie. Asta e mașina de... Așa, asta e o suveică care intră, unde doamna, acolo la... Care țiese și uitați, dă culoarele astea de frumusețe. Nu vreau să rețin auditoriu, asta este o mașină, o râșniță de piper. Piper de cafea măruntă, de pe vremurile acelea. Mergem mai departe. Acesta e un lampă, n-ați văzut până acum, este un Petromax. Noi la acest Petromax am făcut nunta noastră, l-am pus la colțul casei, luminează 500 de metri pătrați, aici vine petrolul, aici e o sită care s-a oprit din incandescentă, de aici dai presiunea și asta luminează, sita aceea luminează 500 de metri, de zici că e neon de pe vremea noastră. Noi n-am avut, noi avem atunci, aici învățam copii, la această lampă de 12 focuri, voi n-ați mai apucat-o, cu o sticlă de lampă care se spărgeau, noi o spărgeam copiii, când s-o ștergem și se afuma, ieșea fumul, dacă fitilul nu era pus corect și strâmb, ieșea o dără de fum de la necrecios. Aveam pe la mustăr numai fum de asta, care îl respiram, și respiram în casă, dar așa condiții au fost și la școală luam mai note mari. Adică și învățam, nu aveam condiții, dar învățam. Mai învățam și la lumânare de multe ori. Aici jos, ca să trec mai departe, avem o covată, e o bucată de lemn, săpată în interior, care își folosește la diverse operații. Mama mea frământa pâinea, pentru că erau mulți, de aici făcea pâinea. Mâncam numai pâine la cuptor. Aici avem un, să spună băieții, eu nu mai știu ce e asta, un târnacop. Cu târnacop, păi mai făceam canale, este în miniatură, foarte bun, iar aici avem o de crăpat la lemne, o toaipă, iar la daci, când vineau romani, era așa armă de apărare. Cu arma asta, cu asta, ieșea la lupte. Asta puteți să stai jos. Ieșea la lupte, s-a apărat de dușmani. Deci eu n-am păstrat de la părinții mei. Aici avem niște siduri, voi ați văzut siduri de asta. Sunt mici, sunt mari. Numai unii le pus. Am testa mare, uitați, avem vreo 250 de siduri de astea, care erau mai bune. Noi le primeam acasă. Aveam pe cineva la o librărie, era fila noastră și când apărea un Dolinescu, un Maria Ciobanu, un... toate duieturile cele, Irina Loghen cu Bianone Sinulescu, sau mai era Nelu Bălășoi cu, scapă numele acum, așa, a mai murit acum mai mulți de-ai, Nelu Ploieșteanu, Tita Bărbulescu. Deci plăcile este încă mai sunt la noi și le păstrăm. Toată lumea spune, hai, dați-le, le aruncați. Nu le arunc. Dacă arunc asta, îmi pierd memoria de la părinți. Deci plăcile de-a lor și a noastre și avem, uitați, aici avem un calendar, 2021, suntem noi expuși aici, în așa redactor, îi vine Italia cu așa ceva, acolo le-am făcut, în România n-am avut unde, că nu ne... Nu face. Nu, zice, aia te dai mare, așa. Mergem mai, asta e un drapier de la clasă, de la mine, la școală. Aici avem un, ia să spun copiii, băieții... Ferăstrău. Așa, ferăstrău din mână, tăiem cu el, de aici se încordează, se întinde pânza, se scoate pânza în vârst de aici, asta e un fel de siguranță de întins pânza. Dar asta vine ascuțit la polizor, la pielă și faci treaba cu el. Cu asta tăiau lemnul atunci. Nu era nici drujbă, nu erau nici sec, nu știu mai ce au apărut acum. Cu astea munceam și făcea și întreținea șapte copii. Avem obeschi mari, cu doi oameni la capăt, unul în capul tăcea, unul în capul ăsta. Trage așa și tăiam butuci groși, de grosimi mari. Păi vezi, stai acolo, îți dai seama cine stai să stai la acolo, să tai așa o jumătate de zi un copac, mai plinuț
și aveau răbdare și tăiau. Aici este făcut niște mânușele de elevii lui doamna profesoară la Dulcești, nu mai țin bine minte, sau la Calistar Hogaș, la Piatra Neagră, la Hogaș, eu știu de acolo. A fost titular la Calistar Hogaș, cât a fost de liceul textil până la Revoluție. Mergem mai departe. Aici avem un ciocănel, l-am la băieți să curețe nuci. Uitați, am uitat să menționez faptul că la șesă doare, pe lângă faptul că se mai cântă, se mai spun poezii, se mai și lucrează. Fietele la goblene, în plătituri, fel de fel. Băieții care la spart de nuci, care la... Bă, dar nimeni nu v-ați apucat aici. Care la grăunță, desfacat de pe porușoi și pregătim făina, grăunțele pentru mers la mare, să facem făina de porumb, era foarte bună cu aceea am crescut, nu cele ce rezultă, îl mâncați voi, dar da și la ceilalți. E prea mult pentru voi. Mergem mai departe. Aici avem o putinică. O putinică în care se ține brânza, uitați, așa arată o putinică, făcută de meseria și de la clac, de acolo, pardon, nu-i clac, șezătoare. Aici are cu niște obiecte de astea de lemn, de sejar, niște cercuri de metal, cu fund, nu trebuie să curgă, că dacă pierde, nu-i bun, pierde zărul. Și mai ține și murături, și mai ține nea, și mai pune frunză de vii pentru sărmăluță de iarna, și mai pune și brânză, am zis, țin mai multe. Se mai folosesc și în zilele noastre? Se folosesc, da? De asta avem brânzuta, acolo am pus-o, de la capra mea de acasă, de la țară. Am și capra, am un cățel, am și niște găini, care sunt ouă, fac și orașul, mă duc la țară. Aici avem un rășchitor. Ați mai văzut, da? Rășchitul cred că trebuie să-l prezint de doamna. M-a rămas mie soluția că e făcut de mine. Eu l-am confecționat, am pus două limnișoare aici, le-am prins, le-am strâns, le-am lipit. Aici avem un ghemușor. Am să dăm la o fată să strângă, dar ai putea să fii să facă treabă. Vezi că plânge fetița. Așa, da, să vă prezint și asta. Uitați, avem aici o covățică foarte mică, făcută tot așa dintr-un lemn, scobită pe interior, cu două capete. Această covățică au crescut 16 copii. 11 au avut bunicul, era preot, avea de unde. Vinea cu trăsura de Paște acasă, cu trăsura plină, cu cozonaci, cu colaci, cu ouă roșie, tricoșerci. Dar noi știam în sata că noi, deși, era bunicul ei. Iar părinții socrii au avut și 5. Deci 11 sub 5, 16 copii au crescut cu această... Tot așa confecționată de oameni specialiști care vineau la șezătoare. Acolo vineau numai oameni care lucră, care spuneau bancuri. Vă să vă zic, dacă mai permite timpul, niște ghicitoare, niște bancuri, ceva frumoase. Vă să facem ceva. Poftim, vă început să plângă. Mai leagă, nu știu, că la mine nu place. Mergem mai departe. Aici avem copii. Asta nu e de altceva. Nu punem aici așa. Haide, hai să-l percepim. Asta desfacem grăunțele de pistulier. Da? Am vreo două pe aici. Vreau să mai fie. Aici este o spată, dar trebuie tot doamna să mi-o prezinte, că a venit sarcina pe mine. Așa, zi. E ciubucul tău, nu zic eu. Și aici avem un fier de călcat, puneam cărbunii, făceam așa, agitam cărbunii ca să îngălzească fierul, până vinea și călcam. Nu erau electric, nu era curent, nu era nimic, erau condiții de atunci. Și eu mi se pare că sunt mai buni atunci ca acum. Punem înapoi. Aici avem un. Un jalău întâmplat, are cuțite aici, scândura îi poroasă, e cu așchi, cu jalău și face așa mișcarea asta și iese scândura fină, netedă, poți să faci mobilă, poți să faci un puier, poți și asta, pentru întâmplar. Am salvat-o și pe asta de la părinți, cu chiucul, băi, dar am găsit-o acolo. Aici avem, să spuneți voi, ați făcut vreo dată salată de vinete? Da. Și a fost de folosit? Da. E tocător de... Vă spune, da, la profesor. Tocături, toți vin la ta acolo și vă face un pic cu... Mai găsit acasă, asta e de la mama mea. E secera, asta este secera. Copii, cândva nu erau aceste combine performante care fac treaba acum, ia de două, trei ori și o gătit hectarul. Înainte era manual. Te duceai așa în genunchi și trăgeai și scuteai snopul snop, legai snopul și îl puneai undeva la grămadă. Acesta e secera, care gheboșe, tot timpul așa nu m-a plecat, hectare de grâu. Noi, pe noi a căzut păcatul, generația veche. De-aia insist să ținem legătura între generații și care are ce e să nu mai e. Ce e asta? Nu știe. Fus. La ce tic, tic, tic. Uite, fus. Asta era.
Vezi? Hai, te-am găsit, te-am găsit. Nu-i punem 10 la... Îi punem 11. Mergem mai departe, da? Am mai departe. Uitați, avem ceva interesant aici. Hărăstău, dar cum se cheamă? Coadă de vulpi, bravo! Nota 10 și o jumătate de pumn de mes de nucă să o mănânci, dar de față cu noi. Asta este coadă de vulpi care înlocuiește foarte mult acel ferastrău, care e mai obositor. Dar asta imediat mișcă ușor, mai trebuie întreținut, mai trebuie uns lama din metal, oțelită, mai trebuie ascuțită, care dinți acolo și dacă nu îl ascuțim, nu funcționează. Și zici, băi, dar de ce nu tai în lemn? Că pe cum să tai dacă el s-o uniformiza și nu mai are dinți și oricea, el îi s-a făcut metal, fără dinți. Avem pile automate pentru așa ceva, rotunde, semilate, care fac așa ceva. Dar numai trebuie să pricepi să ne ascuți. Nu ascuți oricine, avem ascuțitori anume care fac acest lucru. Mergem mai departe și cam gata eu. Asta este o coșarcă, bravă. Noi mai zicem coșuri, că suntem la oraș, dar nu suntem la oraș. Noi suntem nici la țară. Nu uitați, vreau să mai fac o remarcă, Roman TV. De la țară au plecat mulți învățați, mulți savanți. Nu uităm pe Mihai Eminescu, Ciprian Porumbescu, pe George Enescu, nu uităm pe actorii noștri, pe Arșinel, pe George Cozoric, care într-o zi nu știam din Gheorghe Cozoric și el e de la noi, dragă, de la... Dacă nu mă înșel, chiar din Suceava, sau din care a jucat pe Ștefan cel Mare, foarte mult și bun, bun actor, și mulți alții. Deci, părinții la acești oameni, tot stau și mă gândesc când n-am somn noaptea, ori erau așa de învățați de o scos asemenea savanți? Deci erau oameni simpli. Ei singuri s-au aruncat și au ajuns unde au ajuns. Aceste, fără că vai tata meu nu știu ce, senator sau deputat. În ziua de azi, mai răi toți aia de senatori și de deputați. Ori accident, ori mână cu mașini, ori au mașini scumpi și au viteză și fac prăpăd. Este coș, se servește la porumb, la curestuleți, la struguri, când culegem struguri și facem o mus în vin, la pruni, când facem țuică și culegem pruni, la nuci, care le-am adus. Eu cu nuca, eu cu asta am cules. Cu nuca, am cules vă câteva coși, am nuci frumoși de la tata Dumnezeu să le ia azi de ziua lui. Primiți cu plugușorul! Aho, aho, copii și frați, trageți brazdă și urați, nici o clipă nu mai stați, în ajun de sărbători, iată vin colindător, să vă spună tuturor despre al nostru plugușor, să vă urăm sănătate, mult noroc și spor în toate, ia mai mâna, să mai plăcăi și sunați din surgălăi! Primenește-ți gazdă casa, umple vatra, pune masa, fă potecă prin gădină și privdor pune lumină, că venim de multișor, drumul nu ne-a fost ușor, tot prin viscol, tot prin gloată, ziua toată, noaptea toată, ia mai mâna să mai plăcăi și pocniți din bice, măi! Gerul iernii ne-a cuprins, dar de ajuns tot am ajuns. Să-ți cântăm, să-ți colindăm, veștea nașterii să-ți dăm. Să te bucuri, să te închin, de belșug pentru grădini. De mioare prin ponoare, de credință și de soare. De noroc la iar maroc, de copii pe lângă foc. Ia mai mâna să mai flăcăi și sunați din surgălăi. Mâine anul se noiește, plugușorul se pornește și începe a brăzda pe la case aura. Iarna-i grea, o mătui mare, să-mi nebune anul lar, să-mi nebune din belșug pe sub brazda de sub plug. Că ne-a ia, ne-a iba de fric, că bunicul când trăia tare mult ne mai dădea. Mânați mai flăcăi și sunați din zârgălăi. În seara de Vasile Sfântul mi-o furat căciula vântul și a adus-o sub fereastră chiar la casa dumneavoastră. Și venim după căciulă să vă spun o urătură, lasă-ne stăpâne în casă, căci afară-i ploaie deasă și mai pică picurele de pe garduri de nuiele. Maică, dacă nu ne crezi, ieși afară de ne vezi, că și neasul ne-a înghețat de când tot umblăm prin sat. Ia mai mâna să mai plăcăiești și sunați din zârgălăi! Vă dorim întâi de toate un an nou cu sănătate, voie bună, trai ușor, bucurie și mult spor. Rugăm pe Dumnezeu că de acum înainte, an mulți ani încă să trăim, sănătoși și fericiți. Ia mai mâna să mă plăcăi și sunați din zârgălăi! Mulțumesc frumos! Vreau să spun că liceul cu program sportiv a cutreierat Europa. Am fost împreună cu elevii de la liceul cu program sportiv Roman, cred că în peste 12 țări din Europa și am fost așa copii, îmbrăcați așa, pentru că fiecare echipă și au fost proiecte în care am avut și 10 state,
se mai poate vedea prin aceste, cum să spun eu, dovezi aici, da? Și am încercat să arătăm ce avem noi cel mai valoros. Obiceiuri, dansuri, copii, exact cum ați făcut dumneavoastră aici, noi trebuia să pregătim de acasă un dans, ceva specific nouă. Eu am, nici nu știu cum se cheamă, că este o piesă de sus până jos, da? Da, așa se numea, cred că are peste 120 de ani. Cred că este din zona noastră a Romanului, de undeva de pe la Săboan, pentru că mama mea, după ce s-a pensionat, a început să adune. De la mama ei proprie și personală nu avem decât o cămașă care este cusută în mărgele, dar nu o port decât foarte rar, că este foarte fină, vă dați seama, orice model înseamnă așa, era în mărgeluțe. Și azi am ales să vin cu acest costum, pentru că această piesă, v-am spus, este foarte veche. Mama a luat-o, a preluat-o, i-a făcut aici bentița ca să poată să fie păstrată mai departe. Este pânză de casă, copii, se făcea pânza de casă și apoi fetele, așa cum sunteți dumneavoastră, se duceau și învățau. Da? Asta este nouă, cumpărată, că n-am mai avut una așa de veche. Iar ce vedeți dumneavoastră aici este lucrat de mama mea, pentru că n-a găsit la costumul acesta o fotă la momentul respectiv și s-a apucat să lucreze. Uitați-vă, da? Deci de mână, lucrul de mână, da? Și cum bine spunea și marele poet filozof Lucian Blaga, veșnicia s-a născut la sat. În continuare am să îl rog pe domnul profesor pentru tânăra generație să ne prezinte din înțelepciunea poporului nostru de la lume adunate câteva ghicitori, poate proverbe, zicători, bancuri, pentru că românii sunt un popor vesel, un popor care știe să-și păstreze tradițiile, care ține la aceste tradiții și care întotdeauna a încercat, în ciuda vicisitudinilor istoriei, să fie optimist și să treacă cu bine peste toate necazurile. Mai ales astăzi, când traversăm o perioadă dificilă, este necesar de a ne păstra acest tonus optimist și de a face această legătură frumoasă cu trecutul. Fapta bună este pentru om cunună. La plăcinte înainte, la război înapoi. Lăcomia strică omenia, lenea e cu coană mare care n-are de mâncare, leneșul la toate zice că nu poate. Deci de leneș nu avem nevoie. Astea ce vă zic eu acum sunt niște dintr-o carte adunate și o să le prezint la tinerii noștri elevi care astăzi pentru ce au făcut îi mulțumesc pentru participare și pentru susținere. Ulciorul nu merge de multe ori la apă, ori se sparge, ori se crapă. Unde școala se ivește, pământul se îmbogățește. Ce frumos! Un nume cinstit e o comoară neprețuită. Acum să mergem un pic la niște ghicitori care îmi plac mie deosebit de tare și începem așa. Chip de om, dar minte n-are, nici nu cere de mâncare. Știe jocuri mii și mii și, și iubite de copii. Ce ai în braț acolo? Păpușa! Aveai răspuns în braț și nu știai. Din grădina lui Mihai, de sub tufe de urzică, a ieșit un ghem de scai, ca să caute furnici. Ca să fie. Ce să fie oare? Ghici. Ariciu. Bravo, bravo. Cine-i amărul? Doamna profesoarul. Mamă, mă, de dat de ești. Și gutui, nu? Hai, facem un pauză. Cât un orășel de mare, lunică mereu pe mare, valuri vin cu gânduri rele. Nici că-i pasă lui de ele. Va? Poru. Așa, ia să ducem să vorbim de niște bancuri care cred că sunt mai plăcute așa să vi le zic acum. Un banc. Un banc. Tată, îmi dai 100 de lei, spune Gigel. Până când, zice tată? Până nu-ți dau două de vreo... Nu-ți dau eu vreo două, zice Gigelul Tais. O educație. Nu, dar ca un băi, formoneu. De ce ai furat mașina? Am vrut să ajung la școală mai repede, domnule judecător. Păi și n-ai putut să iei autobuzul? Da, dar eu nu pentru autobuz n-am canet.
El era cu mașina furată. Încă una și gata. Caut și eu, n-am mai pompat așa, să mai râd și noi, că lumea e supărată, văd că. Trece la tablă și rezolvă problema. Elevul ascultă, rădător, se apropie de tablă, se uită lung, fără să pricepe, am zis anume de elev, că aici în școală, suntem în școală. Fără să pricepe, fără să scrie nimic. Grăbește-te, mă, că sună de ieșire. Pe asta aștept și eu. Elevul aștepta și eu, bravo. Da. Mulțumesc. Ța, 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 căpiță, ța! Și-am venit cu dânsa în sat. Așa-i din bătrân lăsat, cu căprița de umblat. Ța-ța-ța, căprițăța, ța-ța-ța, căprițăța, ța-ța-ța, căprițăța, ța-ța-ța, căprițăța. Paie verde și-un grăunte, asta-i capra de la munte. De la munte din Carpați, ce tot umblă pe subra. Ța-ța-ța, căprițăța, ța-ța-ța, căprițăța. Capra noastră pestrițată, ce stai așa supărată? Spune tu făr de necaz, ai mâncat tu ceva? Ța-ța-ța, căprințeța, ța-ța-ța, căprințeța, ța-ța-ța, căprințeța, ța-ța-ța, căprințeța. Paie verde și o alună, ia-ți căpriță, sară bună. Hai căpriță, hai afară, că la anul venim iar. Ța-ța-ța, căprințeța, ța-ța-ța, căprințeța, ța-ța-ța, căprințeța, ța-ța-ța, căprințeța. Sănătate, gospodar, la anul și la mulți ani, măi! Bucovina, tere sună Bucovina, cântă Popova Calvina, tere sună Bucovina. Cânte cocon într-un brăduț, tere sună necernăuț, măi. Cânte cocon într-un brăduț, tere sună necernăuț, măi. Cântă cucușul pe casă, toți feciorii stau la masă. Cântă cucușul de mănâncă, lacrimile pur și cântă. Bucovine, plai cu flori, unde sunt ai tăi feciori, mă? Bucovina, plai cu flori, unde sunt ai tăi feciori, mă? Se tor la primăvară. Înapoi când ori veni, tot pe tine te-ori iubi, mă. Înainte plai de dor pe inima tuturor, mă. Tu ești un plai de dor pe inima tuturor, mă. Pe tine te-ar iubi, mă. Că tu ești în plai cu dor pe inima tuturor, mă.
bine te-or iubim, că tu ești un plăcutor pe inima tuturor, mă. Munților cu trezărare, nu lăsați țara să piară. Dacă pieriți draja voastră, va pieri și țara noastră. Dacă pieriți draja voastră, va pieri și țara noastră. Hei! Femeile au puteri care îi uimesc pe bărbați, îndură greutăți și cală poveri. Dar își păstrează fericirea, dragostea și bucuria. Zâmbesc atunci când ar vrea să țipe. Cântă atunci când ar vrea să plângă. Plâng atunci când nu sunt fericite. Și râd când sunt nervoase. Se luptă pentru lucrurile în care cred. Se ridică împotriva nedreptății. Nu acceptă și nu drept răspuns. Atunci când cred că există o soluție mai bună, suportă lipsuri pentru ca familia lor să aibă de toate. Merg la doctor cu un prieten speriat, iubesc necondiționat, plâng atunci când copiii lor au succes și se bucură atunci când prietenii primesc premii. Sunt fericite când aud despre o naștere sau o nuntă, li se frânge inima când le moare un prieten, jelesc la pierderea unui membru al familiei, dar totuși sunt puternici atunci când cred că nu le-a mai rămas deloc putere. Ele știu că o îmbrăzișare și un sărut pot vindeca o inimă rănită. Femeile sunt de toate mărimile, formele și culorile. Conduc, zboară, merg pe jos, aleargă sau strimit de mail-uri. Ca să-ți arate cât de mult le pasă de tine. Inima unei femei este ceea ce ține lumea în mișcare. Ele aduc bucurie, speranță și dragoste. Ele au milă și idei. Ele oferă sprijin moral, familie și prietenilor. Femeile au lucruri vitale de spus și totuși de oferit. Totuși, dacă există un defect al femeilor, acesta este că ele își uită valoarea. Să ne trăiască cele apropiate, mămicele, fetele, nepoțelele și tot ce este putem să vină. Vă mulțumim, dragi invitați, pentru tot ceea ce astăzi ați avut onoarea și plăcerea să transmiteți tinerei generații. Încă o dată mulțumesc tuturor colaboratorilor mei, doamna bibliotecar Lucica Arcana, direcției școlii, domnului profesor Murariu Vlăduț și, nu în ultimul rând, televiziunii Roman TV, și copiilor care astăzi au fost cu noi alături, și sper ca această întâlnire de suflet să rămână în inimile voastre peste ani.